Premiul emisiunii este oferit de Electronica Kokusai Koeki. Conex GSM. Nu-ți vindem gogoși. Nu te răsfățăm. Nu-ți ascundem nimic. Nu te menajăm. Nu-i nimic cu sud cu ață. Ți-o servim verde-n față. Bun găsit, oameni buni. Milionarii de la miezul nopții este emisiunea care intră în casele dumneavoastră în fiecare seară de la orele 22:30 de luni până vineri. Această seară e joi. Am invitat în studio pe domnul Gavril Dejeu, ministrul de interne, și pe domnul Cornel Nistorescu, directorul cotidianului Evenimentul Zilei. Aș vrea să începem emisiunea cu un scurt flash ca să avem ce să discutăm în această seară, oricum aveam ce discuta, ca să avem un punct de plecare al discuției. Regia, vă rog să dați acel flash. Ministrul de Interne Gavril Dejeu afirma ieri în fața Comisiei de Apărare din Senat că pentru a face față mișcărilor sociale preconizate pentru la iarnă va mobiliza nu numai poliția și jandarmeria, ci și pompierii și grănicerii. Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Emanuel Albu, consideră că un astfel de program este ilegal. Eu consider că menținerea și restabilirea ordinii publice trebuie și pot fi făcute numai cu respectarea strictă a legii. Iar organele care au atribuții pentru menținerea și restabilirea ordinii și liniștii publice sunt poliția și jandarmeria. Se face o confuzie în ceea ce privește menținerea și restabilirea ordinii publice cu noțiunea de apărare a ordinii de drept, ceea ce este cu totul și cu totul altceva. Dacă domnul ministru a avut în vedere o astfel de situație, atunci, într-adevăr, toate aceste forțe vor trebui să intervină. Am urmărit material care a cuprins declarația de ieri a domnului Gavril Dejeu, o declarație referitoare la mișcările sociale ce vor avea loc. Aș vrea să citesc, înainte de a-i da cuvântul domnului ministru, și câteva titluri din presa scrisă. Și am Ziarul Național: Gavril Dejeu pregătește Ministerul de Interne pentru contracararea mișcărilor de protest ale populației. Și Ziarul Adevărul: știrea a apărut în mai toate cotidianele. Printre țărăniști se întinde epidemia de cretinism agresiv, spune Ziarul Adevărul. Gavril Dejeu pregătește reprimarea în forță a mișcărilor sociale de amploare ce vor avea loc. Domnule ministru, fără altă întrebare, aveți cuvântul. Ce s-a întâmplat ieri în fața Comisiei de Apărare a Senatului? Ce ați spus acolo? Ce părere aveți de declarațiile, de atitudinea presei, de poziția presei în această privință? Da, să facem o foarte importantă precizare. Vă rog. Eu am vorbit într-adevăr în fața Comisiei, fără presă. Iar când am ieșit de la Comisie, am vorbit în fața presei, o mulțime de reprezentanți ai presei, iar subiectul pe care l-am discutat în fața presei a fost în exclusivitate în legătură cu dosarul privind accesul la dosarele securității. Una dintre temele din această seară. Prin urmare, tot ce citiți dumneavoastră acolo și tot ce se pune, hai să mă exprim, poate nu chiar culant, în gura mea, nu sunt afirmațiile mele, sunt probabil afirmațiile cuiva din comisie care, asistând la discuții, o fi stat de vorbă cu presa.
Căci eu cu presa... De acord cu dumneavoastră. Pe această problemă n-am stat. N-ați discutat. Nici eu n-am văzut o declarație a dumneavoastră în această privință. Deci să restabilim acest adevăr pe care îl acceptați și dumneavoastră, că eu nu am... Ați făcut nicio declarație. N-am făcut aceste declarații. Acum, trebuie să vă spun că un subiect în legătură cu existentele și viitoarele, așteptatele mișcări sociale, a existat. A existat și un subiect în legătură cu ordinea publică, cu ordinea de drept, cum spune și domnul secretar de stat Albu, decât că se face probabil o voită sau neatentă confuzie între termeni și domenii, care sunt într-adevăr de natură să producă confuzie și neînțelegere. Am arătat, fiind vorba despre problema centrală care era tema discuției cu Comisia, am arătat că structurile Ministerului de Interne sunt stabilite prin lege și ele sunt câteva importante. Poliție, jandarmerie, grăniceri pe care avem și noi, pompieri, ăștia sunt structurile, și poliție de frontieră, structurile noastre militare. Și s-a pus problema a ceea ce s-a dezbătut deja până acum în fața opiniei publice pe larg, cine și cum se opune ideii de demilitarizare a Ministerului de Interne sau cum se tratează această problemă Ministerul de Interne și ce s-a făcut până acum și care este esența propunerilor care s-au făcut deja Consiliul Superior de Apărare a Țării pe această temă. Și a fost nevoie să se limpezească această problemă, fiindcă este în directă legătură cu întrebarea pe care mi-a spus-o dumneavoastră, pentru ca lucrurile să fie foarte bine înțeles. Deci, noi avem aceste structuri ale Ministerului de Interne stabilite prin lege. Când este vorba să se facă restructurări ale Ministerului de Interne, de pildă, poliția să fie pusă, transpusă de pe picior de militarizare, cum este acum, în domeniul civil, este vorba de o restructurare a uneia dintre structurile noastre, poliția. Această problemă, nici pentru poliție, nici pentru jandarmerie, nici pentru una dintre structurile Ministerului Interne, nu face obiectul a ceea ce a examinat CSAT, adică Consiliul Superior de Apărare a Țării. Noțiunea care este pusă în valoare de propunerile Colegiului de Conducere ale Ministerului pe această temă este o noțiune de reorganizare în sensul de reașezare a structurilor deja existente. Exact în componența lor, fără un soldat în plus sau minus, fără un polițist în plus sau minus. Și această idee de reașezare, reorganizare a lor, în cadrul celor trei departamente pe care le avem noi și sub comanda a uneia sau celălalt dintre secretarii de stat, urmărește în concepția Ministerului de Interne eficientizarea activității și a misiunii acestor structuri ale Ministerului de Interne. E bine, deci, aceasta a fost tema la care noi am lucrat de câteva luni bune, de prin februarie până acum când am dat-o gata, ca să spunem așa, la începutul, către sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. S-a adus însă în discuție de către domnul secretar de stat Albu și s-a introdus în această noțiune de reorganizare a Ministerului de Interne restructurarea. Ceea ce, încă o dată vă spun, este cu totul altceva. În domeniul restructurării, și ne vom apropia îndată de subiectul pe care de întrebarea pe care a spus dumneavoastră, se pune problema trecerii, deci transformării poliției dintr-o structură militară într-o structură preponderent civilă. Dacă nu total civilă, sigur, sunt ceva probleme de discutat în această problemă.
Vreau să vă spun că poliția, împreună cu jandarmeria, au potrivit lege și așa cum a spus și domnul secretar de stat Albu, perfect de acord, misiunea esențială, între altele, de menținere a ordinei și liniștii publice în țară. Atunci, sigur că în cadrul acestei probleme, ținând seama de etapa pe care o avem noi la ora actuală, de tranziție, această reformă pe care o facem, cu convulsiile pe care le presupune, vedeți și dumneavoastră, implicațiile pe care, măsurile pe care guvernul le-a luat, le are în diverse pături sociale care sunt afectate într-un fel oricare. Se pune problema dacă țara noastră este pregătită mâine sau poi mâine să facă pasul de la această structură militarizată a poliției la structura civilă. Chestiunea și în legătură cu poliția și în legătură cu alte structuri ale Ministerului, așa cum am declarat și în fața Comisiei, nu este o chestiune care să fie la îndemâna judecății și deciziei Ministerului de Interne. Chestiunea este cu profunde implicații sociale, politice, majore și ea stă la îndemâna factorilor politici care au răspunderea să examineze dacă condițiile sunt îndeplinite și sunt nu numai aceasta, sunt și alte condiții. Dacă condițiile sunt îndeplinite pentru a face trecerea aceasta, a începe trecerea, care nu se poate face chiar dintr-o depozită cealaltă. Eu, deci, când am discutat în fața Comisiei ieri... Asta vreau să vă zic, ați dat un răspuns foarte amplu, dar nu ați răspuns la întrebare. Da, am pus această problemă. În ipoteza în care s-ar decide mâine de către factorii politici, să zicem, să se treacă de la structura militarizată a poliției la structura ei civilă, cu supunerea ei unui primar și ea, supunerea unui primar, răspunde numai la comunitatea respectivă. Nu mai are comandă centrală. Singurul comandant devine primar. Afectează sau nu? Suntem pregătiți în ce privește menținerea și păstrarea ordinii și liniște publice în România la ora actuală pentru a face acest pas. Această idee a fost în discuție ca element central pe ideea restructurării. Am arătat însă că în momente de criză, Doamne ferește, de război sau alte crize majore, potrivit competențelor sau doctrine de apărare a României, alte și alte structuri ale noastre, care, de pildă, Academia de Poliție, care prin excelență are rost de formare, de învățământ, dar care este o unitate militară, care are numai studenți, 2000 de oameni, sau, de pildă, spitalul nostru, care este eminamente, nu-i așa, o sarcină civilă, tratează bolnavi, dar care este o unitate militară. În caz de criză, în caz de război, ele, după știința mea, sunt chiar avute în vedere într-o strategie generală de apărare a țării. Dacă și când ar fi un astfel de caz, ele ar fi chemate și ce ele caz? La poftiți? Ce caz ați spus de război? Război, război n-are... Ei, na, doctrina are în vedere toate eventualitățile posibile. Bun, dar era ultimul pe listă, război. Noi vorbeam de mișcări sociale mai devreme. Nu, păi tocmai aici vreau să vă spun. Deci n-a fost vorba de mișcări sociale. Trebuie aici vreau să vă spun că cine a dat deci informațiile, le-a adus. Dumneavoastră. Le-a adus de unde le-am așezat eu, le-a adus la mișcări sociale. Evident. Evident că, așa cum spunea și domnul secretar de stat Albu, pentru menținerea ordinei și liniștii publice, forțele Ministerului de Interne sunt poliția și jandarmeria. Deci dumneavoastră spuneți că presa minte pentru că a fost mințită de cineva care a participat la această întâlnire. Eu vreau să vă spun atât, că aceste cuvinte pe care le reproduce presa nu îmi aparțin. Nu eu le-am spus. Le-a spus altcineva. Cine le-a spus? Nu știu. Cum nu știți? Păi de unde să știu? Păi n-ați fost acolo? Ei, păi da, le-o fi spus probabil după ce s-a terminat ședința, pentru că în timpul ședinței... Nu s-a discutat așa ceva? Păi s-a discutat, dar fără presă.
Mă înțelegeți? Fără presă. Eu vă înțeleg foarte bine, însă încerc să aflu ceva la dumneavoastră. Da. Cine a declarat acele lucruri care au fost puse în gura dumneavoastră? Nu știu. Păi n-ați fost în sală? O luăm de la capăt. Păi nu mă înțelegeți că declarația nu s-a făcut în prezența mea, că în prezența mea n-a fost presa în sală? Declarația este clar că n-a fost făcută în prezența dumneavoastră. Da. A fost făcută după ce s-a terminat ședința. Probabil. Însă eu vă întrebam, da, pentru că acel om nu a inventat, ci a declarat ceva ce a auzit în discuția respectivă. Da. Întrebați-l pe dumnealui, eu v-am spus. Eu v-am spus. Păi cum, adică acel dumneavoastră... Acel om a luat... Dumneavoastră sunteți acuzat de cretinism și nu vreți să ne spuneți cine a făcut lucrul ăsta? Păi da, de unde să știu eu cine a făcut? Pentru că ați fost în sală. Nu stai bun. Păi n-am fost în sală... Când a fost făcută declarația... În prezența mea. În prezența mea, nimeni n-a făcut o astfel de declarație presei. Mă înțelegeți? Nu presei. S-a discutat despre ceea ce a discutat, despre ceea ce a declarat respectivul? Da, v-am spus în ce context. V-am spus. Nu, n-am, în contextul ăla cu războiul. Da, sigur că da. Eu când am vorbit, de pildă, de grănicieri, de academie, de poliție, ca unități militare a Ministerului Interne, în cadrul strategiei de apărare a țării, pot fi chemate spre apărarea valorilor acestei ordinei de drept. Cum există a spus o stenogramă a discuției de acolo? Probabil că există, nu știu. Eu o să încerc să... La comisie nu există stenogramă. Nu, domnul Nistorescu zice că nu există. Domnule ministru, eu vă întreb altceva. Acel om de care vorbim și nu-i spunem numele, nu vreți să-i spuneți numele? Nu, eu nu-l știu. Păi, poate l-aflați între timp. Spunea, printre altele, că dumneavoastră ați declarat în cadrul comisiei, la dezbaterile acolo la comisie, că aveți date de la Serviciul Român de Informații și de la Serviciul Ministerului de Interne, cum că în perioada viitoare, imediat următoare, vor avea loc mișcări sociale de amploare. Este adevărat sau nu? Eu am declarat că sunt de așteptat și de prevăzut mișcări sociale în această toamnă, la iarnă, la primăvară. Nu cred că am declarat eu că am aceste date. Dar spuneți-mi, de unde știți dumneavoastră? Că eu unul nu știu, ca ziarist. Dacă nu știți, puteți face o foarte simplă judecată. Mișcările sau aceste revendicări sociale sunt sub ochii noștri. Ieri, dacă știți, probabil știți că a fost o demonstrație și o astfel de revendicare. Era cu sindicat. Revoluționari, era nu, cu totul. Alalt. Nu, alalt. Vorbiți de alalt, de mitingul cartelului Alfa. Așa, alalt. Bun, de unde aveți informațiile? Că vor... Eu, sincer, vă spun, nu m-am gândit că o să aibă în perioada imediat următoare astfel de demonstrații și nu fac pe naivul când spun acest lucru. Eu m-am gândit și mă gândesc că vor fi, având în vedere că problemele pe care le pune această reformă economică... Sunt probleme grave, sunt dureroase măsurile. Da, exact. Dar eu vă întreb următorul lucru. Tocmai aici este problema. Ați primit informații de acest fel de la Serviciul Român de Informații și de la Ministerul de Interne, la Serviciul Specializat al Ministerului de Interne, ca să vedem dacă minte acel domn. Chiar dacă primim astfel de informații de la SRI sau de la 215, acestea nu sunt informații publice. Publice. Deci nu le-a spus în ședința respectivă. Da. Bine. Dumneavoastră, deci, ce am spus eu în ședință a fost judecata pe care am făcut-o și o fac și în continuare, da, că pe fondul acestor probleme pe care le ridică reforma noastră, ne putem aștepta și în această toamnă în continuare... Și la iarnă, vine o iarnă grea. Bun, am înțeles acest lucru. Cu ce presupune iarna, da, cu lipsurile inerente și ne putem aștepta la astfel de mișcări. Eu cred că domnul Dejeu chiar a primit asemenea informații. Asta e altceva. Pentru că e important era dacă le-a spus acolo sau nu le-a spus. Asta e destul de greu de aflat, pentru că se întâmplă foarte des la aceste comisii ale Parlamentului ca înăuntru să se discute una, cel care este invitat declară una, iar din interior iese altceva. Noi am mai avut povești vreau de genul ăsta. Vreau să vă spun, dacă îmi permiteți, că mi s-a mai întâmplat treaba asta la o audiere, atunci am trecut cu vederea. Acum, pentru că văd cum se pun lucrurile, o să fiu extrem de exigent și de circumspect cu prezența la astfel de convorbire. Nu cu prezența cui? A mea.
Cel mai corect este să vă înregistrați... Aia da. Domnul ministru, prezența într-o câtva e obligatorie. Este schemat în fața unei comisii a Parlamentului este, și trebuie este să obligatorie și mă voi prezenta, dar sigur că va trebui să vedem, să știu absolut precis. Domnul ministru, de ce n-ați făcut astăzi o conferință de presă să explicați ceea ce explicați acum? N-am făcut conferință de presă, în primul rând, că n-am avut timp. Păi știți de ce? N-o să mă crede. Astăzi a apărut în presă. Da, am văzut. Ați văzut ce a apărut în presă? Ce a făcut Gavril Dejeu? Încă una a lui Gavril Dejeu. Domnul Tucă, să vă spun ceva. Nu mă impresionează. E vorba de imaginea dumneavoastră. Eu răspund de imaginea mea. Nu credeți că pe seama PNCCD-ului se creează o imagine de forță foarte dură care e dispusă să reacționeze foarte dur? Eu vreau să vă spun că PNCCD-ul mă cunoaște foarte bine. Foarte bine mă cunoaște. Așa l-a cunoscut și pe domnul Ticu Dumitrescu. Domnule ministru, spuneți-mi ce a simțit când au dat cu bolovanii în mașina noastră? Nu, n-au dat în mașină. Când au dat în dumneavoastră, iertați-mă că... Înspre mine. Când au dat, când bolovanii se păreau că vin spre dumneavoastră și dintr-o dată v-au ocolit. Să vă spun mai înainte ce am simțit. Deci, eu am stat de vorbă cu presa în holul Parlamentului. Da. Cu 5, 6, 10 minute, cam așa ceva. I-am văzut pe revoluționari, știam că sunt acolo. Mi s-a sugerat la un moment dat să ies pe ușe din dos. Eu am refuzat. Să știți că de felul meu sunt un om curajos, dacă nu chiar foarte curajos. Eu sunt un om... Am avut îndoieli, să știți, în eu ceea ce privește curajul dumneavoastră și să vă spun și de ce. Eu sunt un om deschis. Eu spun ce am de spus pe față, fără ocolișuri. Și ieri, și mâine, și poimâine, și oricând, în fața revoluționarilor, în fața altora, mă pot prezenta cu fruntea sus. Când ne pune problema când dacă dumneavoastră aveți să... Când am ieșit, când am ieșit o din scările Senatului, i-am și salutat cu mâna sus. Domnule ministru, stați o secundă. Ei, dumnealor, au avut reacția invers. Să știți că și, iertați-mi comparația, și Ceaușescu a avut curaj. A ieșit în balcon până în ultimele clipe, până să plece cu elicopterul. Ei, asta este treaba dumneavoastră, dacă mă comparați cu Ceaușescu. Comparația, am spus că e deplasată. E treaba dumneavoastră. Eu vă spun următorul lucru. Da. Nu zic că nu sunteți curajos. Însă în momentul în care oamenii dau cu bolovani, trebuie să vă puneți niște întrebări. Eu nu m-am așteptat, ca să fiu sincer, să dea cu bolovani. Pentru că mă gândeam... Reacția a fost împotriva mea, bănuiesc și presupun, ca membru al guvernului. Și sigur că dumneavoastră cu guvernul au ceva. M-am gândit însă că poate se va face o judecată în legătură cu poziția și situația mea. Cât că sunt ministru de interne și ministru de interne și dumneavoastră cum sunt. Nu luați nicio poziție în ceea ce privește revoluționarii. Eu nu am luat. Deci a fost o reacție împotriva guvernului. Da, la momentul când s-a adoptat legea, adică ordonanța în guvern. Și apoi un mod de exprimare care nu e în foarte mare contradicție după modul în care s-a exprimat la... Da, haideți să le dăm motiv să dau cu bolovan. Ce părere aveți despre protestul revoluționarilor? Care dintre ei? Acum sunt două suiuri de... Autentici, domnul ministru. Eu trebuie să vă spun că, fără niciun fel de modestie, și eu am făcut revoluție. La Sibiu, nu la București. Să știți că la ora 9 și 10 minute, în data de 21 decembrie, am ieșit în stradă, am intrat în rândul tinerilor noștri revoluționari și până în 22 decembrie, deci a doua zi, la ora 12 și jumătate, când a fugit Ceaușescu, am fost mereu în stradă. Ce se întâmplă? Problema este ca atitudinea societății românești față de oamenii care îi servesc valorile, simbolurile, interesele țării și ale poporului român, trebuie să fie, după părerea mea, încadrate în coordonate raționale și morale.
Din acest punct de vedere, se pune întrebarea dacă această lege 42 trebuie să fie o lege reparatorie sau cu alt caracter. Vedeți dumneavoastră, eu în primul rând vreau să-mi fixez poziția pentru revoluționari, aceștia care sunt în piață, alții care sunt împrășteați în toată țara și care au avut curajul și demnitatea de a ieși în stradă. Cei cu merite deosebite, de aia vorbim. Într-un moment. Nu, eu vorbesc de toți. A, de toți. Eu vorbesc de toți. Zeci sau sute de mii. Că la noi, la Sibiu, au fost peste 50-60 de mii de oameni care au mărșăluit două zile și o noapte până la fugă la Ceaușescu. Eu am stima și respectul meu pentru acești oameni, pentru că ăștia sunt oameni care și-au dovedit așa atașamentul față de țară și față de acest neam. Indiferent că au plecat numai cu o floare în mână sau dimpotrivă ca unii care au răsturnat de pildă la noi mașina poliției și s-au angajat în niște acte concrete mai serioase de manifestare. Deci, toți merită respectul nostru. Pentru acei care și-au expus viața, pentru acei care au dat dovadă de curaj deosebit, pentru acei care au fost răniți, pentru cei care au suferit, pentru ei respectul este cu atât mai mare. Problema este această recunoștință a noastră și respect, în ce fel o manifestăm? Unii spun că trebuie să o manifestăm prin recompense materiale. Eu trebuie să vă spun dumneavoastră un lucru. Revoluționari. Oamenii care au fost chemați sub arme pentru apărarea valorilor și onoarei țării românești. Veteranii de război și atâția alții. Toți s-au sacrificat și foarte mulți, știți foarte bine, sute de mii și-au dat viața pentru această țară. Onoarea lor, în mintea și memoria noastră, a noastră și a urmașilor, trebuie să fie nepătată. Și rămâne nepătată. Să nu fie transformată într-un fel de, cum să vă spune dumneavoastră? Bun, deci dumneavoastră nu sunteți împotriva drepturilor? Eu sunt pentru recompensarea acelor care și-au dat obolul pentru țară. Și dacă s-ar putea găsi... Ce înseamnă recompensarea celor care și-au dat obolul? Dacă s-ar putea găsi, aici vă dau răspunsul, dacă s-ar putea găsi niște criterii obiective și corecte de a face distinția între 1000, 2000, 3000, care probabil că au fost în prima linie, în primele rânduri, s-au expus gloanțelor, au avut inițiativa. Și marea masă de zeci sau sute de mii de oameni care au fost în spatele lor, dacă s-ar putea face distinția, aș fi pentru o recompensare și pentru ei material. Dar ceea ce s-a întâmplat în România în acești 7 ani de zile a fost un afront adus onoarei revoluționarilor noștri. Sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru că... Deci sunteți pentru recompensarea acelor oameni care au fost în linia întâi? Sunt. Este punctul dumneavoastră de vedere sau al Partidului Național Țărănesc? Este punctul meu de vedere. Dacă acei oameni... Dar nu vi se părea corect, domnule ministru, ca guvernul să-și clarifice această poziție în colaborare cu președinția, cu revoluționarii, cu celelalte forme sau instituții ale statului sau parteneri sociali, să aibă o poziție clară, să o termine și să nu întindem și această, până și această poveste simplă legată de revoluționari se întinde acum pe câteva săptămâni. Pe săptămâni. Povestea dosarelor se întinde pe săptămâni. Tot felul de subiecte care, iertați-mă, au o importanță în societatea românească, nu le neagă nimeni, dar nu sunt maximă prioritate, consumă la ora asta societatea românească în dispute absolut stupide aproape unele dintre ele. Nu se putea ca guvernul, în loc să tot facă pași, bani înainte, bani apoi, ba cu ordonanță, ba să schimbe legea, să fi purces la această operațiune după o temeinică analiză și după o punere cap la cap a tuturor? Asta e, iertați-mă, asta dă o impresie atât de proastă
pe lângă celelalte în care s-a procedat la fel, tot fără o poziție foarte clară și apoi cu schimbare de poziție, cu nuanțare, reajustare sau îmbunătățire, încât... Părerile încât... sunt, domnule Istorescu, părerile sunt împărțite. Sunt împărțite, hai să zicem, și în guvern, sunt împărțite în societatea românească. Dacă vreți să mă credeți pe afirmația pe care o fac eu. Da, sunt împărțite, sunt, că și noi avem păreri diferite aici. Sunt, sunt la nivelul... informat și în legătură cu această problemă. Părerile sunt împărțite. Părerile, eu n-am participat la ședința de guvern în care s-a dezbătut ordonanța și s-a luat hotărârea. Părerile probabil au fost predominante în sensul soluției adoptate de către guvern. Dar nu, de ce, domnul Nistorescu a întrebat foarte clar, de ce nu au fost consultați, de ce nu au fost consultate asociațiile de revoluționari? Președinția, toate parlamentul chiar... Guvernul a venit cu un proiect, cu acest proiect de lege pentru modificarea legii 42, domnul președinte Emil Constantinescu a spus cu totul altceva, a spus cu totul altceva. Punctul de vedere al președintelui a fost opus celui al guvernului. Adoptat de guvern. Exact. Nu cunosc exact, nu sunt foarte în temă în această privință. Sunteți în temă, e clar. Sunt foarte în temă și vreau să vă spun că nu vă pot răspunde direct la această întrebare. Nu am fost în cercul celor care au redactat acest proiect de ordonanță. Dumneavoastră a spus puțin mai devreme că ați fost la Revoluție, da? Da. Ca om care a fost la Revoluție și a participat încă din data de 21. Nu știați ce se poate întâmpla exact în ceasurile următoare, în zilele următoare. Da. Nu puteați să aveți un punct de vedere la proiectul hotărârii de guvern. Mai ales că erați, a spus chiar dumneavoastră, un revoluționar. Puteam să am dacă eram prezent la dezbatere. Păi nu, a doua zi, domnule ministru. După ce s-a adoptat hotărârea, nu vă supărați. Ce să fac eu? Să fac opinie separată? Păi, nu se hotărâse, dar, nu s-a adoptat hotărârea. Era vorba să se trimită în Parlament se discute această hotărâre. Da. Deci puteați să faceți un demers de genul ăsta. Nu a fost pentru mine o preocupare specială această problemă. Și nu știu în ce măsură mă veți crede. Sunt multe probleme care îmi scapă din cauza faptului că eu sunt extrem de aglomerat și abia pot să fac față problemelor specifice ale ministerului meu. Da. Din cauza... Am înțeles. Din cauza aceasta nu mă pot implica cu, cum să vă spun eu, cu tot aportul, să zicem, care s-ar cere, hai să spunem, ca membru al guvernului, de pildă în multe aspecte. Hai că sunt foarte multe în care nici nu mă pricep. Stați un ardelean din ăsta așa, așezat... Și chiar prea încruntat că mă sperii uneori. Nu cred că mai e cazul. Da, nu aveți sentimentul că guvernul comite tot felul de ezitări, de schimbări de poziție și de nuanțări? Haideți să... Sunteți membru al guvernului. Eu vreau să vă vorbesc mai mult în numele meu. În numele guvernului. Se vede guvernul. Sunteți membru al guvernului. Să vorbească domnul prim-ministru. Sunt probleme. Domnule ministru. Sunt probleme de această natură pe care le-a semnalat dumneavoastră. Trebuie să spun că în ședințe de guvern am semnalat și eu aceste lucruri. Păi eu vă dau un exemplu din ograda dumneavoastră, ca să spun așa. Există conflictul ăsta între dumneavoastră și secretarul de stat Albu. Am văzut la declarații fel și fel. Una declară domnul Albu, dumneavoastră veniți declarația alta. E o ciorăvoială nu între doi oameni, ci între două partide, practic. Domnul Albu fiind reprezentatul Partidului Democrat, dumneavoastră fiind reprezentatul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Nici măcar nu e o luptă de idei. Sau poate până la urmă este o luptă de idei. Deci exemplul, iată, este în curtea dumneavoastră. Mai întâi că nu este o luptă între partide, cel puțin vreau să cred că nu este o luptă între partide, este o diferență de concepție. V-am spus, domnul secretar de stat Albu, atunci când a abordat problemele, le-a abordat în sfera restructurării, iar eu le-am abordat în sfera reorganizării și reașezării. Păi unul face restructurare și altul reorganizare? Nu face. Ce este de făcut, domnule ministru? Am vorbit de două subiecte, dacă vreți, diferite. De ce nu se poate vorbi aceeași limbă în Ministerul de Interne? Se poate vorbi aceeași limbă și eu am stat de vorbă cu domnul secretar de stat Albu și când am adus subiectul pe aceeași limbă, vorba aceea, pe restructurare propriu zis, sigur că și dumnealui a fost
în bună măsură de părere că aceasta nu e o problemă care să țină de noi, este o problemă politică, să o decidă factorii politici. Eu am văzut o declarație a domnului Albu, iertați-mă că vă întreb, da? Care spunea că dumneavoastră vă pricepe, nu știu, la niște lucruri care nu aveau nicio legătură cu Ministerul de Interne, nu vreau să le reproduc aici. Da. Ați văzut această declarație? În legătură cu? Domnul Albu declara despre dumneavoastră că vă pricepeți, dar nu la Ministerul de Interne. Păi nu știu dacă mă pricep eu mai slab la Ministerul de Interne din cum să pricepe dumnealui. Suntem amândoi juriști, dumnealui procuror, eu avocat. Păi eu vă întreb următorul lucru. De ce nu le liberați din funcție să... Nu ne liberez. Domnul secretar, păi vă spune de ce nu le liberez. Este bun. A, e bun? Da, sigur că da. Păi este și atunci bun. De ce apar tot timpul aceste discuții care nici măcar nu se poartă în cadrul, în curtea Ministerului de Interne, ce apar peste tot? Pentru că, încă o dată vă spun... Presa e de vină. Întâmplat. Nu presa e de vină. Ziariștii. Aici nu e presa de vină. Dumnealui vorbește despre una, eu vorbesc despre alta. Socotind dumnealui, aici cred că este greșeala, a confundat noțiunea de reorganizare și reașezare a Ministerului cu restructurare. Și atunci sigur că este normal să vorbim limbaje diferite. Am înțeles. Haideți să ne oprim puțin să urmărim publicitatea și după aceea vom continua. Vom discuta despre accesul la dosarele securității. Să știți că dumneavoastră sunteți un favorit al presei în ultima vreme. Am nu văzut. Vă fac un compliment. Am văzut. Vă citesc numai un titlu? Nu trebuie să-mi faceți compliment. Sunt un favorit al presei la modul negativ. Asta adică vreau să zic, da. Sunt luat în tărbacă și... mă rog, haideți să vă citesc doar un titlu. Eu personal am explicațiile mele. Nu, păi dacă nu ni le dați explicațiile, eu nu vă mai întreb nimic până la sfârșitul emisiunii. Nu vi le da. Domnule ministru, îmi pare rău. Nu vi le da. Nu. Serios, întrerupem emisiunea. Sunt obligat ca să... Nu e vorba de obligat. Păi stați puțin. Păi da. Știți cum faceți dumneavoastră? Faceți ca domnul Severin. Adică? Păi spuneți că știți foarte bine de ce sunteți favoritul negativ al presiei, dar nu ne spuneți de ce. Da, nu vă spun. Nu vă spun. Sunt lucruri care... Să mă privesc pe mine personal. Și pe noi nu ne privesc? Vă privesc și pe dumneavoastră, mă rog, ca ziariști. Eu n-am venit aici ca să fiu, cum să vă spun dumneavoastră, să vă destăinui tot ce este în legătură cu persoana mea. Eu așa am crezut că de asta ați venit. Sunt niște lucruri care am dreptul să le țin pentru mine. Păi stați puțin, ați făcut o afirmație. Da. Publică în momentul ăsta, pentru că se uită atâta lume la televiziune, da. Că știți foarte bine de ce sunteți... N-am zis foarte bine. Vă rog să... Știți binișor? Ce spun eu. Nici binișor. Am zis că știu. Că știți? Așa. De ce sunteți favoritul, exact, în ghilimele presei? Așa. Nu ne vreți să ne spuneți. Da, sigur. Păi, am eu judecățile mele pentru care se ia această... Păi, nu, stați puțin. Vreau să vă spun că ministrul de externe, Adrian Severin, a declarat... Acum vreo 25 de zile în urmă, că există spioni în presă. Președintele Constantinescu a declarat acum câteva zile, mai zilele trecute, că unele ziare care au pierderi mari sunt agresive, nu știu ce, președintele României. Ministrul de Interne spune acum că știe foarte bine de ce este favoritul negativ. Încă o dată vă rog să puneți foarte în contul dumneavoastră, nu în contul meu. Nu foarte bine, iertați. Așa, că știți de ce sunteți... Favorit. Nu cred că nuanța nu și-are... Nu, este foarte important. Știți, repet, ce a spus dumneavoastră? Da. Știți de ce sunteți favoritul negativ al presei? Da. Nu știu, mi se pare că presa asta începe să devină oaia neagră și ar trebui... Am motivele mele, argumentele mele, care mă fac să cred de ce sunt... Dar cum vă explicați că până acum o lună nu s-a scris un rând împotriva dumneavoastră? Ba s-a scris și până acum. Dați-mi un exemplu. S-a scris și până acum lună. Păi încă până acum vreo 2-3 luni de zile. Vedeți, urmăriți presa. Domnule ministru, până la demiterea lui Pavel Abraham, eu nu mi-am duc aminte să fi scris și n-au împotriva fost, dumneavoastră. N-au fost aceste accente repetate, multiple și exact. De această natură. Da, dar să știți că eu am așa o lunar, mi se face o dare de seamă a presei și acolo mi se spune
cât procent, cât este procentul pozitiv, cât este procentul negativ. Ultima lună ce procent negativ ați avut? Nu, pe ultima lună încă nu mi s-a... Pe ultima lună fiind deci și septembrie. O aștept să vedem. Nu, pe august, de exemplu. Pe august a fost, dacă mi-aduc bine aminte, un procent pozitiv aproximativ vreo în jur de, cred că 60% și vreo 30 ceva negativ. La Sibiu ați declarat că mass media duce 2-3 luni o luptă aprigă menită a pune piedici reformei și actuale guvernări. Este real sau am o reproducere incorrectă, domnule ministru? Deci, încă o dată, cum e? Mass media duce de 2-3 luni o luptă aprigă menită a pune piedici reformei și actualei guvernări, raliindu-se mentalității prin care se disting românii de luptă a unora împotriva altora, în timp ce societatea continuă să sufere din lipsă de pricepere în difuzarea informației. Da. Ceva este adevărat din ce ați citit dumneavoastră. Am spus și am și acum părerea că unele dintre mijloacele acestea de publicare, nu mass media, cine a spus treaba asta, mă rog, ca de obicei văd că se cam denaturează. Unele dintre mijloacele de informare în masă mi-au făcut impresia că au această tentă de a vedea numai răul. Citind presa, multe ziare, văd în față numai negru. Nimic nu se vede bun în România. Nimic nu se vede bun la acest guvern. Singurul guvern care și-a luat răspunderea și riscul politic de a lua în piept această reformă în România. Cu opintelile pe care ea le presupune, cu greutățile pe care, cu greșelile pe care le poate presupune, ținând seamă de enorma greutate pe care o presupune, întrucât noi am luat această hotărâre și această măsură după 6-7 ani de zile, pe când alții au luat-o mai din timp și în condiții mai bune. Și atunci întreb eu, de ce presa vede numai negru în fața ochilor? De ce presa nu subliniază cu obiectivitate? Dom'le, acolo unde este greșeală, da? Dar să scoată în evidență și eforturile pe care acest guvern le face și în general societatea românească le face, pentru că să știți că societatea românească este expusă și dispusă chiar să facă aceste eforturi pe care, și sacrificii pe care le presupune reforma pentru a încerca să ieșim din impas. Păi a spus mai devreme presa, că vă așteptați la mișcări sociale. Asta nu însemnează, e dispusă sau nu e dispusă? Asta nu însemnează că nu vor fi mișcări sociale, pentru că cei care sunt direct afectați, de pildă, să spunem, se închid porțile unei întreprinderi. Se creează niște probleme pentru oamenii aceia. Oameni cu familie, oameni cu copii. Nu întotdeauna poți acoperi prin protecție socială nevoile. Sunt probleme care se justifică. Domnule ministru, vă rog să-mi permiteți să vă răspund ca rabinul de la Buhuș, tot cu o întrebare. Da. Ați putea, vă rog frumos, să-mi spuneți o comunicare din partea guvernului legată de lucrurile bune pe care le-a făcut, cu excepția numărului de legi, pentru că ni s-a atras atenția ce cadru legislativ a fost pus la punct de actualul guvern în actuala perioadă. Câte comunicări despre lucrurile pozitive a comis guvernul dumneavoastră lansând semnale către societate, prin noi sau independent, cu diverse ocazii. Câte semnale pozitive, clare și răspicate, arătând asta, asta, asta. Eu nu știu, că n-am fost la niciun fel de conferință de presă, la briefingurile acelea ale guvernului, care se țin după fiecare ședință de guvern. N-am participat, să vedem cam cum se desfășoară. Mă schimb în al doilea rabin de la Buhuș. Ați putea fi de acord că, guvernul dumneavoastră și chiar ministerul dumneavoastră comunică destul de, să nu spun prost, că e un cuvânt dur, nesatisfăcător cu societatea și cu presa, dar cu societatea. Presa, ea, să zicem că o scoate din cauză, ea merită acuzată. Dar cu societatea românească. Are probleme în comunicare, ca să nu califice. Eu cred că sunt probleme de comunicare.
De altminte, trebuie să vă spun că făcând o apreciere generală a cauzelor pentru care mergem greu, pentru care există și chiar și forțe contradictorii în societatea românească, mi-am dat seama că unul dintre elementele absolut esențiale pentru o bună funcționare a angrenajului este comunicarea. Și îmi dau seama că această comunicare este defectuoasă, deficitară. Vă dau un exemplu. Noi avem un minister de imagine în cadrul guvernului. Este ca inexistent. Și a demisia domnul ministru astăzi. Și a dat demisia domnul ministru Boreanu și n-avem... Nu, domnul ministru Boreanu a plecat ambasador, domnul ministru Bogdan Teodorescu și a dat demisia astăzi. Astăzi? Da. Nu, uite că domnul sunteți ministru. Mai informat decât mine, știți, nu știam. N-am apucat să dăm deci, publicitatea până la urmă. Da. Mai aveți ceva de spus? Deci, și ceea ce spuneți dumneavoastră, cred că este bine spus. Și chiar și în cadrul Ministerului de Interne cred că există carențe din acest punct de vedere. Adică noi nu avem cine știe ce... Vă privești și pe dumneavoastră carențele astea? Ce se întâmplă? Spuneți în da. În măsura... Nu, nu, să vă spun. Păi eu vă dau un argument, vă în măsura, să dovedesc că așa este. În măsura în care poate nu țin conferințe de presă în mod regulat sau e o situație specifică. Mă caută lume, mă caută la domnul Vasilescu, am constatat că multe solicitări au fost acolo și chiar i-am cerut domnul Vasilescu la un moment dat să-mi spună cine m-a căutat de la presă. Mm-hmm. Mi-a dat pe zile cine m-a căutat. Eu v-am căutat de vreo 10 ori până acum, dar n-are importanță. N-ați vrut să vorbiți cu mine, da? Eu n-am orgolii de genul ăsta. Nu. Domnul ministru. De pildă, ieri știu că m-ați căutat. V-am căutat 10 de 10 ori. Ieri știu că m-ați căutat. Nu numai ieri, v-am căutat de 5 ori a câte 10. Eu poate. Vreau să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră spuneați că ieri n-ați avut timp să dezmințiți ceea ce a apărut în presă ieri dimineață. Cum știu, toată lumea știe foarte bine, știți. În presa cum să n-aveți timp? A apărut azi dimineață, nu? Azi dimineață, iertați-mă, da. Sunt cumva și eu pe dos cu timpul ăsta. Da. Cum puteți spune că n-ați avut timp pentru o problemă atât de gravă? Pentru că, iertați-mă, aici era vorba de oamenii puteau să intre în panică. Uite, domne, ce ne pregătesc, bastoane, și noi nici n-am apucat să ieșim în stradă. Domnul Tucă, dacă vreți... Îmi dați dreptate sau nu? Vă dau dreptate și dacă vreți prezența mea aici, asta e clar. Este datorită acestui fapt. Este clar și e foarte bine. Însă... Pentru că una este... o declarație de presă, alta este să declar direct. Și asta e adevărat. Ce spun aici. Îmi place mai mult să fiu în fața dumneavoastră, să declar eu, pentru ca lumea să afle direct de la mine ce spun și ce vorbesc și trebuie să fiu într-adevăr foarte circumspect în aceste declarații, pentru că am constatat cu amărăciune că... Este o boală a ministrilor din guvernul ăsta, domnule ministru. Iertați-mă. Nu știu. Nu, vin, spun nu că se închide o bancă. Nu fac raport la nimeni. Fac constatarea că schimbă nițel sensul unor declarații, așezarea în frază. Nu, dar aici a fost vorba de cu totul altceva. Da. A fost vorba că cineva a declarat ce ar fi auzit acolo și dumneavoastră spuneți acum, infirmați că ați fi spus acest lucru. Da, eu să știți că tot trebuie. O să caut stenogramă sau înregistrare până la urmă. Căutați, sigur că da, sigur. Haideți să urmărim totuși publicitatea. Nu înainte de a vă citi un titlu care mie mi-a dat de gândit, vine din ziarul Ziua, puterea botează vinul și încearcă să scape de proiectul de lege privind accesul liber la dosarele securității. Dejeu castrează proiectul Ticu Cerveni. L-am citit și eu. L-a citit. Da. Discutăm despre titlu, să știți că... Restul n-ați mai citit? Nu, e interesant citit. Să știți. N-am vreme. Eu nu pot, n-am vreme să citesc. Citesc titlurile... Fac eu lectură în seara asta și vi-l citesc, să știți. Bine. Să urmărim publicitatea. Bine. Dacă vrei să-ți măsori timpul corect, sună la 414 de pe telefonul tău mobil și descoperă Cronos, noul serviciu inclus în abonamentele Dialog GSM. Cronos îți spune cât ai vorbit ca să știi cât ai de plătit. Cronos nu te ascunde nimic.
Plecați liniștiți în concediu sau la cumpărături, fără grija banilor numerar. Peste 900 de comercianți din România acceptă la plată carduri Visa. Oriunde este afișată sigla Visa, puteți folosi BCR Visa Classic Card, un nou instrument de plată oferit de Banca Comercială Română. La îndemâna dumneavoastră, cardul BCR Visa Classic. Acesta este parfumul meu. Acesta este parfumul lui. Iar acesta este parfumul pentru casa noastră. Ambipur parfum. Arome noi și delicate. Ambipur. Prima gamă completă de parfumuri pentru casă. Oricine își dorește calitate și eleganță. De ce nu și dumneavoastră? Alveus, chiuveta estetică și foarte rezistentă. Alveus, oglinda bucătăriei dumneavoastră. În România, prin Adria International. Că prima impresie contează. Eu, capul lui Rasputin! Capul lui Rasputin! Mi-e tare drag! În fiecare zi ai de luat decizii importante în politică, economie, finanțe. Acum poți fi sigur că decizia ta este cea mai bună, pentru că acum te poți baza pe New Europe. Informație corectă, autorizată, concisă. New Europe, indicatorul vieții politice și economice europene. New Europe, un săptămânal de limbă engleză. Florero. Un parfum de cafea. De Sibiu, declarații. Am intrat în direct, domnule ministru. Bun. Haideți să trecem la subiectul nostru și să vă citesc din articolul pe care, al cărui titlu îl citisereți dumneavoastră. Comisia Juridică a Senatului a dezbătut ieri proiectul privind accesul la propriul dosar. Articolele au trecut în varianta cea mai liberală cu putință, spectrul demnitarilor despre care pot fi cerute informații fiind extins pe alocuri de senatori. Varianta aprobată diferă radical de amendamentele țărăniștilor întocmite de comisia condusă de DJU. Ele nu au fost depuse spre dezbatere în comisie, așa cum cere regulamentul Senatului. Prima întrebare, de ce nu le-ați depus? Pentru că nu erau finalizate. De ce? Pentru că comisia a fost numită săptămâna trecută, examinarea în profunzime a unui astfel de proiect ar fi necesitat vreo lună de zile sau chiar o lună și jumătate. Noi ne-am făcut forte și în câteva ședințe, în două ședințe, am parcurs această lege și am elaborat aceste proiecte luni, de pildă. Proiecte sau amendamente? Amendamente la proiectul TICU, luni, lucrând de la ora 10 până la ora 7 seara, fără întrerupere. Bun, în ce stadiu se află elaborarea acestor amendamente? Deci, noi le-am, comisia le-am elaborat, marți le-am dat domnului președinte Diaconescu, astăzi este joi, da? Astăzi ele au fost discutate, sau ieri, nu mai știu exact când au fost discutate, în forul politic al cum se spune. Da. Consiliul de coordonare al coaliției. Azi dimineață le-a luat în discuție guvernul, s-a distribuit exemplarul acesta ministrilor. Dați-mi și mie un exemplar dacă aveți, vă rog. Pentru că în presă n-a apărut... Vi-l dau, este unic, după ce discutăm. După ce discutăm, da. Dacă știam, mai aduceam unul. Nu-i nimic. Deci, se pare acolo, domnul ministru, că acest proiect cu legea dosarelor să fi fost bine pregătit de PNCCD și de convenție chiar înainte de câștigarea alegerilor? Ca acum să-l fi avut pe masă, nu să pierdem timpul cu el? Era bine și după părerea mea. Este că era bine și că suntem într-o întârziere cu el.
Păi stați puțin, cel, da. Proiectul lui Ticu Dumitrescu era al PNCCD-ului și era pregătit de domnul Nistorescu. E, acum e un fel de a zice. Dumnealui l-a, adică întocmit, adică? L-a întocmit, dar nu l-a prezentat. N-a consultat conducerea partidului, nu l-a prezentat partidului. Este proiectul dumnealui. Am înțeles. Nu credeți că indiferent... Nu credeți că se produce o schimbare în acești 6 ani cât convenția a fost în opoziție? A avut o atitudine față de securitate, PNţ-ul una mult mai clară și mai tranșantă, iar acum lucrurile se complică, parcă ar avea loc o schimbare de atitudine chiar a PNţ-CD-ului față de problema securității și a dosarelor în special. O să vă rog să judecăm, dacă e posibil, cât mai la rece și cât mai obiectiv. Dacă vă luați după anume declarații, puteți avea această impresie. În ce mă privește? Și o am. Da, în ce mă privește, luându-mă nu după declarații, ci după ceea ce facem efectiv, nu am această impresie a dumneavoastră. S-a spus de către domnul Ticu Dumitrescu și nu numai de către dumnealui că partidul nostru s-a opus elaborării acestui proiect de lege și că l-a stigmatizat pe domnul Ticu Dumitrescu pentru că l-a elaborat. Destigmatizat, l-a stigmatizat, nu știu dacă s-a opus. Așa. Ori nu aceasta este realitatea. Ceea ce a obiecționat partidul nostru a fost următorul lucru. I-a reproșat domnului Ticu Dumitrescu că nu a venit la partid să-i spună: domnule, am un proiect de lege în calitate de senator al PNCCD, vreau să vi-l fac cunoscut și dumneavoastră, să vedeți care este structura lui, care este gândirea, concepția lui, dacă sunteți de acord cu ideile și principiile care stau la baza lui. Dar nu trebuia să-i ceară partidul? Păi asta nu mai știu eu exact, dar mi se pare că proiectul a fost scos împreună cu cervenii fără... Nu, dumnealui avea obligație să facă aceste treabă. Bun, așa, dacă partidul a văzut că nu-l prezintă, de ce nu-i l-a cerut? După știința mea, l-a cerut și a cerut ca să vină să discute în partid pentru și a vedea... Și ce nu l-a dat? Nu așa. Dar de dat a apărut în ziare, a apărut, sigur l-a avut la îndemână. Trebuia să vină să discute unele probleme ale acestui proiect, pentru că ideea a fost următoarea, că suntem întru totul de acord cu ideea, cu un proiect de lege pe această temă, dar că unele dispoziții ale proiectului Ticu trebuiesc retușate. Ori domnul Ticu Dumitrescu s-a opus, după știința mea, categoric retușării, spunând că el insistă pe proiectul dumnealui și dacă... Vă referiți cumva la accesul la pomenind retușarea, vă referiți la accesul public și al tuturor, inclusiv presă și oameni simpli, la dosarele de securitate ale oamenilor politici? Și acesta spune, dar nu numai. Exact despre asta. Aici cheia... Citesc din evenimentul zilei, apropo de ce zice domnul Nistorescu. Sunt două chei. Cheia accesului la propriul dosar și cheia aflării, ca să spunem vorbim așa, calității de informator a unora care ocupă anumite demnități. Funcții în stat. Funcții în stat. Proiectul PNCCD, să-mi spuneți dacă în ziarul condus de evenimente... Nu este proiectul PNCCD. Al adică, este? Adică la momentul elaborării lui de către comisia amendamentele noastră, comisii... erau amendamentele propuse către PNCCD de comisie. Prima greșeală, domnul Nistorescu, în evenimentul zilei. Deci amendamentele PNCCD... Amendamentele noastre... redactate de comisie și propuse partidului. Acesta am este înțeles. Actul acum care au ajuns la guvern. Noastră. Au ajuns la guvern. Așa. Înainte de a trece la ele, când vor fi gata? Mâine. Mâine și le veți depune la? La Senat. La Comisia Juridică a Senatului. Da. Amendamentele PNCCD exclud accesul cetățenilor și al presei la informații în legătură cu calitatea de agent sau de colaborator al fostelor organe de securitate a actualilor demnitari. Potrivit articolului 2 al proiectului... Deci rețineți, vă rog, exclud. Rețineți acest termen și să vedem cine semnează articolul. Ca să vedem. Exclud. Deci am nu... să vă citesc amendamentele ca să vedeți unde este... Aici îl întrebați pe domnul, luați pe domnul Nistorescu. Nu vreau să... Dar stați puțin, de ce n-ați dat, cum a dat domnul Ticu Dumitrescu, de ce n-ați dat presei aceste amendamente?
Eu nu le pot da până când ele nu sunt însușite de partid. Sunt propuneri ale noastre către partid. Bun, haideți citiți-mi la dumneavoastră. Și după... Am luat punct cu punct. Deci am înțeles că intrăm în miezul problemelor, da? Aici e cheia. Da. Asta e cheia până la urma dosarelor. Că nimeni nu nebunește să afle ce dosar avea la securitate un măcelar, decât dacă a fost cercetat și omul respectiv a suferit. Exact. Exact, pentru a primi eventuale recompense și să afle cine a fost. Exact, dar problema se pune cu oamenii politici și cu persoanele publice, inclusiv cu popii și cu ziariștii. Și eu cu asta sunt de acord. De unde știu eu că nu l-ați făcut înainte de a veni la emisiune proiectul ăsta? Păi dacă... Aveți atâta încredere în mine care m-ați chemat aici și în calitate... Domnul ministru, eu v-am întrebat. Vrea să vadă dacă aveți umor, domnul ministru. Haideți, vă rog. E, nu prea am eu umor și... E, aveți, că ați fost pe la CEO de la ora 5. Haideți, vă rog. Nu. Deci... Grupul vouă, chestii. Haideți să luăm metodic... Le luăm. Proiectele, vreți să le luăm? Da, 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 da. Pe cele, în principal, aici pe cele cu demnitarii, două, că... În principal, cele două probleme. La propriul dosar de securitate. Propriul dosar și accesul la informații în legătură. Dar haideți să-l facem de râs până la capăt, domnul Nistorescu. Dar de ce să-l facem până la capăt? Păi a apărut în evenimentul zilei. Da, a semnat un redactor. Potrivit articolul 2 al proiectului, acces la astfel de informații numai autoritățile, asta am citit-o. Dacă presa și implicit opinia publică nu au dreptul să verifice demnitarii, este obligatorie verificarea în privința eventualei apartenențe la fosta securitate a directorilor, directorul adjunct și redactorul șef de ziar. Această verificare este obligatorie și în cazul ierarhilor cultelor până la nivel de protopop sau funcție echivalentă, precum și în cazul slujitorilor Bisericii Române din străinătate. Foarte bine, asta. Membrii conducerilor organizațiilor, păi să vedem dacă e adevărat. Membrii conducerilor organizațiilor sindicale. Până la nivel de federație, inclusiv până la nivel de federație inclusiv, vor fi verificați ca și președinții și conducerile organizațiilor civice, ale uniunilor de creație și asociațiilor profesionale, toate persoanele din funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar și universitar, până la directorul ajută unei școli. Cred că este bine, în loc să citiți ce scrie ziarul, să citim ce spune... Păi stați că să vorbim și de cel al doilea. Vreau să mă facă de rușine, domnule. Nu, vreau să-l fac de rușine pe domnul. Nu, că aici enumerările sunt corecte. Deci, spre deosebire de Ticu Dumitrescu, scrie evenimentul zilei condus de Cornel Nistorescu, PNCCD propune ca cetățenii să nu aibă dreptul să-și consulte nemijlocit propriul dosar întocmit de fosta securitate. Cetățenii își vor putea vedea doar o copie după dosar, din care s-a făcut ilizibilă informația privitoare la sursele de informare sau terți. Da. Numai persoanele care au suferit prejudicii morale sau materiale grave... Vezi ce corect, ce bine știe evenimentul zilei. Păi aici e semnul de întrebare și ar trebui să-l puneți dumneavoastră, nu eu. De ce nu corespunde primul articolul 2? De-aia l-am întrebat pe domnul ministru dacă a lucrat între timp la dosar. Numai persoanele care au suferit prejudicii morale sau materiale grave, ca urmare a informațiilor conținute în dosar, vor putea avea acces și la datele de identificare a surselor informației. Da, reproduce textele. Deci, domnul Nistorescu și domnul Tucă, problema accesului la propriul dosar. Domnul Ticu Dumitrescu, în proiectul dumnealui, spune orice cetățean are dreptul să-și consulte integral întregul său dosar. Unde găsește Hai tot? Să începem cu primul punct, vă rog. Da. Ăsta e. Nu, cu articolul 2. Cel cu... Dacă ajung informatorii la cunoștința opiniei publice. Ajung. O să vedeți că ajung, numai că pe o procedură mai lungă decât cea prevăzută de proiectul Ticu. Hai să ajungem acolo. Deci, practic, potrivit proiectului nostru. Dumneavoastră vreți să candidați pentru funcție de senator. Nu, eu sunt senator, iertați-mă. Bun. În momentul ăsta, luați așa în considerare. Sunt senator. Nu. Bun, sunteți senator. Atunci lucrurile s-au simplificat. Atunci avem un text comun. Și Calu a fost senator. Atunci avem un text identic în proiect și al nostru și al lui domnul Ticu Dumitrescu. În clipa în care intră în funcțiune comitetul cu pricina, funcționează obligația de a fi verificat. Nu, eu sunt parlamentar. Cum aflați dacă eu sunt, conform proiectului de lege, că eu sunt, am fost informator al securității? Păi, dar nu vă spun. Așa. Ați zis că sunteți senator, da? Parlamentar. Senator sau deputat, deci, ca să nu mai spună păi domnul... problema e falsă. Domnul, deja află foarte repede dacă ai fost sau nu securizat. Nu, dacă află noi presa, publică, acum, asta e. Domnul, deja află foarte ușor. Cum aflăm noi cetățenii și presa? Da. Vă spun cum apărați și dumneavoastră. Deci, proiectul atât al lui domnul Ticu Dumitrescu cât și al nostru se referă într-adevăr la persoanele
care ocupă demnități sau funcții în clipa în care va intra în vigoare această lege. Și spune așa, pentru persoanele care dețin funcțiile prevăzute în articolul 2 sau demnitățile, se face verificarea dacă au fost sau nu au fost informate. Corect până aici, da. Așa. Procedura și acceptată. Cine și face verificarea? Comitetul, domnule. Există un comitet. Legea a instituit un comitet. Face verificare. Și în funcție de rezultat îl cheamă pe om. Dacă, de pildă, n-a fost informator, deci rezultatul este negativ... Păi de ce îl mai cheamă? Nu-l cheamă. Nu-l cheamă. Dacă rezultatul este negativ, lucrurile stau pe loc. Nu, dacă este, a fost informator. Dacă este pozitiv, îl cheamă pe om și îi arată informațiile. Omul are dreptul să conteste constatarea făcută. O poate contesta la un contesta. Birou, contesta, pardon, la biroul executiv al acestui comitet și în caz că răspunsul este nemulțumitor, poate merge până la Curtea de Apel București, care verifică constatarea. Dacă constatarea este bine făcută, este temeinică, este justificată. Bun, domnul Dejo. După ce rămâne această constatare definitivă, că a fost informator, este chemat de către organul, de către comisie și se pune în vedere în 10 zile să-și precizeze poziția. Dacă adică înțelege, ce să facă? Dacă se înțelege să se retragă din demnitatea în care este sau funcția pe care ocupă. Dacă sau nu îi se face public... În caz afirmativ se retrage și se tace. Da. În caz negativ și proiectul TICU și noi prevedem publicarea în monitorul oficial acestei calități. De fost informator al securității. Al securității. Păi și dacă seamănă proiectul dumneavoastră cu al domnului Ticu Dumitrescu, de ce ați mai făcut, de ce nu l-ați înaintat pe ăla? Este, dar nu credeți că este periculos în societate comisii care se verifice dacă unul a fost sau dacă n-a fost? Dar cine se verifice, domnule? Comitetul ăla. Care comitet? Asta e vorba vorbesc. De comitetul ăla. Să zice să meargă fiecare să se uite, într-un dosar. Chiar credeți că în afară de presă și de lumea politică la vârf, societatea românească mai este nebunită de dosare? În afară celor care au suferit? Da. E opțiunea care o trăim numai noi. Domnul Nistorescu. Și riscăm să introducem o altă procedură extraordinar de complicată și să ne scărpinăm în mod original românește. Adică așa? Da. Stați puțin, pentru că se află la telefon și ținem de mult pe, cam de multișor pe domnul Ticu Dumitrescu, să vedem și care este părerea domniei sale. Bună seara, domnule senator. Bună seara. Vă ascultăm. Iată-mă și pe postul dumneavoastră la această emisiune. Ce o să zică domnul Nistorescu pe care am îndrăznit să-l refuze și mi-a fost foarte greu altă dată. Așa. În sfârșit, sunt obligat să fac niște precizări. Vă rog. Pentru că am urmărit ceea ce a spus domnul Dejeu. Acest proiect l-am discutat în amănunt cu domnul, cu răposatul, domnul Corneliu Cobos. Acest proiect a fost prezentat în nenumărate ori la conferințele de presă ale Partidului Național Sărănesc, în prezența domnului președinte al partidului, Diaconescu, și de nenumărate ori în ședințele convenției. Niciodată nu s-a spus, nu cunosc acest proiect, n-am auzit de acest proiect. Deci trebuie depășit această fază pentru că este fals. De asemenea, nu mi s-a cerut absolut niciodată de către nimeni, nici măcar în aluzie, că ar avea nevoie cineva de acest proiect. Cu toate că, așa cum s-a și discutat, el a fost publicat în nenumărate ziare. În sfârșit. Ne întoarcem la problemă. Eu regret, dar consider că toată această problemă seamănă a boicot. Pentru că nu se mai poate, și domnul Dejeu cunoaște foarte bine procedura. La ora actuală, un proiect de lege care a intrat pe calea proiectului subsemnatului nu mai poate fi întrerupt prin apariția unor amendamente, decât numai dacă ministerul sau partidul are niște parlamentari care în timpul dezbaterii pot interveni cu amendamente. Altfel, e pierdere de vreme, amețim opinia publică care nu mai înțelege nimic și care, pe bună dreptate, poate să întrebe pe dumnealor, bine, fraților,
nu e bun al lui Ticu, dar 4 ani de zile de când proiectul ăsta tot se dezbate și ăla tot țipă și tot face greve parlamentare și mai știu eu ce face. Voi ce ați făcut? De ce v-ați trezit tocmai acum? Sau de ce n-ați mai lăsat să mai treacă vreo 2 ani? Pentru bulgari treaba aceasta a fost așa de simplă că în 3 luni de zile lucrurile au fost puse pe rol. Revenind la asemănări și deosebiri, eu am regretat un singur lucru. Presei nu-i scapă de obicei anumite informări, anumite documente. Eu am produs la o conferință de presă un document extraordinar de important al Guvernului României, Secretariatul General, adresat domnului Ion Diaconescu, ca președinte al Camerii, nu al Partidului, semnat nu de domnul Opriș, dar ca ministru este scris aici numele domniei sale. Ei bine, acest document stă la baza acestui așa zis amendament, domnul Dejeu întâi l-a anunțat ca proiect. Nu, amendament. În presă, după care s-a revenit și s-a spus, stai să vezi că nu e amendament. Pentru că întrebam eu atunci, la ediția specială, nu mai înțeleg nimic. Primul ministru declarase câteva ore înainte că proiectul meu este foarte bun și va avea numai 2-3 amendamente la el. Ca deodată să apară un proiect. În sfârșit, ceea ce cred că opinia publică trebuie să rețină, sunt 3 puncte din acest document. Și anume, proiectul în articolul 5, aliniat 1, nu ține seama de faptul că în temeiul legii persoane care au îndeplinit calitatea de lucrător acoperit al fostului organ de securitate își desfășoară activitatea și în prezent acoperit. Alt punct. Marea majoritate a colaboratorilor a adus servicii țării sprijinând securitatea pentru prevenirea unor fapte ce constituie și în prezent amenințare la siguranța națională. Alt punct. Au existat cazuri numeroase în care persoanele, în special cele care au făcut parte din partidele istorice, au fost constrânse moral și chiar fizic pentru a furniza informații securității cu privire la activitatea foștilor colegi de partid. Calificarea acestora drept colaboratori ar fi o eroare. Dacă dumneavoastră ați urmărit dezbaterile recente, ați observat că, de fapt, bătălia care se duce nu este decât în jurul acestei probleme. Nu cumva să se afle cine au fost domnii demnitari. Ori, după mine, punctul crucial al legii tocmai aici este. Și asta este în consonanță cu prevederile articolului 31 al Constituției. Dreptul la informare publică, adică pentru o persoană devenită persoană publică, obligativitatea cunoașterii faptelor sale rămâne absolut certă. Domnule Ticu, da. Dar și amendamentele cu care vine domnul Dejeu prevăd acest lucru, după cum ne-a citit acum. Păi de ce mai era nevoie de amendamente dacă prevăd? Păi asta l-am întrebat și eu. N-am mai înțeles. Așa ca să găsim motivații, să mai punem de ce, domnul, să zăpăcim opinia publică, să nu mai înțeleagă nimic. De fapt, ce au domnule, au cu ceva sau au cu legea? Acolo unde am fost de acord cu textele, le-am lăsat nemodificate. V-am și dat un exemplu. Da. Dar aici da. E aceeași... Acolo unde comisia a găsit că este necesar, s-au făcut aceste amendamente. Da, am înțeles. Și avem aici, uitați, textul domnului Ticu Dumitrescu pe stânga și amendamentele noastre pe dreapta. Dar acolo corespund. Cumva sunt la fel. Unde? Unde sunt la fel, uitați. Text neschimbat. Înseamnă că acest articol... Nu, păi, de cel de care am vorbit noi, domnul ministru. Care? Acolo unde, și pe care l-am comentat puțin mai devreme. Parlamentari, senatori, da, deputați... Este text neschimbat. Este text neschimbat. Text neschimbat. Aceeași soluție o preconizat și domnul Dumitrescu. Ați auzit, domnul Dumitrescu? Am auzit. Ceea ce nu știu dacă la dumneavoastră s-a aflat este că ziua de azi... sub diferite forme a fost blocată, în sensul că n-am discutat și n-am definitivat acel raport. Deci cine a blocat? Mai trece o zi peste da. Încă alte sute de... Cine a blocat lucrările la Comisia Juridică a Senatului, domnul Dumitrescu? Păi, parlamentarii care n-au venit. Cine n-a venit? N-am fost decât 4 parlamentari. Dar cine n-a venit, vă rog să spuneți. Păi,
sub diferite pretexte, sub diferite motivații, ca să le spun așa, n-au venit 8 membri ai comisiei. Cine sunt? E, trebuie să fac o enumerare și dacă încep cu primul înseamnă că dau, dar pentru că asta face plăcere PNS-ului, am să încep cu domnul Răzvan Dobrescu. Probabil că ascultă indicațiile de partid, s-o fi cumințit și domnia sa și n-a venit. De, a fost numai din PNS-CD sau din toate partidele? Din toate formațiunile politice. Bun, dacă mai aveți ceva de spus dumneavoastră în legătură cu acest subiect? Eu n-aș mai avea decât acest lucru. Este nevoie să înțelegem că vorbele acestea de prisos nu ajută la nimic. Eu știu că Partidul Național Țărănesc duce o luptă acum acerbă pentru înlăturarea mea din viața politică. Chiar în seara aceasta a fost comandamentul care pregătește lovitura din 18, a primit instrucțiunile de la înaltele foruri ale partidului. Ce lovitură? Să lăsăm treaba aceasta, să lăsăm treaba aceasta. Ce lovitură, domnul Ticu Dumitrescu? Să lăsăm treaba aceasta, dați-mi voie, să lăsăm treaba aceasta să-și urmeze cursul. E, mă rog, măsura dânșilor. Trebuie eliminat cu Dumitrescu, e altceva. Dar haideți, lăsați legea să curgă, domnilor. Și dacă aveți amendamente, veniți cu ele în timpul dezbaterilor din plen. Pentru că este singura cale regulamentare pe care o mai puteți folosi. Alta nu mai există. Deci la dezbaterile din plenul Senatului? Bineînțeles. Nu de la Comisia Juridică? Da. Nu, la Comisie n-are cum să încapă, decât dacă se face iar o încălcare. De cum? Dacă vine domnul Dobrescu și le propune, se poate face. Nu se poate. Nu? Nu se poate pentru că legea este intrată pe parcursul ei. Este intrată. Ce se întâmplă în 18, ultima întrebare pe care vă pun în această seară? Așa cum știți, la conferința de presă a Partidului Național Țărănesc, în loc să dezbată problemele arzătoare la ordinea de zi, a fost prezentată o știre bombă, cum că pe 18, în pofida congresului legitim, anunțat și stabilit de Consiliul Național al Asociației, s-a stabilit o întrunire, eu nu pot să-i spun congres, pentru că nu întrunește nicio calitate a unui congres, la București. Deci vor să vă înlăture din funcția de președinte absolut, al Asociației Foștilor... Sunt pregătite toate măsurile. Deci să fiți înlăturat din funcția de președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici. Corect. Bun, domnul Ticu Dumitrescu, mulțumesc. Vă mulțumesc și sper să participați într-una din emisiunile următoare, dacă nu, mâine, săptămâna viitoare, să lămurim problemele legate de dosare și de alte lucruri, da? Poate dă Dumnezeu și vorbim după ce a trecut legea. Bun, vă mulțumesc mult, bună seara. N-aveți pentru ce. Domnule ministru, ați auzit ce a spus domnul Ticu Dumitrescu? Da. Pot să spun și eu ceva, domnul Tucă? Eu știu, domnul Nistorescu, din aur mi-a că zis... Poate greșesc, dar poate înțelege cineva ceva din asta. Am sentimentul că PNCCD-ul a căzut într-o cursă extraordinară. Absolut extraordinară. Întinsă. Acest sentiment îl avem și noi. Că în această poveste... Nu că neapărat am căzut, dar că ni s-a întins. Ați căzut, pentru că la ora aceasta toți cei care vin cu nuanțări, care se opun accesului la dosarele diplomaților, oamenilor politici și ale demnitarilor, au primit automat ștampila de securiști. S-a reușit și în acest moment PNCCD-ul a pierdut prin această dezbatere absolut nefertilă, absolut stupidă. Nu e vorba de dezbaterea din seara asta, dezbatere și aceste contradicții și această luptă că ce proiect care din amendamente așa mai departe pe un proiect de lege pe care ca partid de opoziție avea obligația, pentru că e una din credințele, unul din punctele cheie ale ținute și ale imaginii PNCCD-ului, să vină cu el gata, pregătit și să demonstreze că e pregătit de guvernare. Ori a fost târât în această dispută și a intrat în această dispută care îl curăță ca imagine și credibilitate de foarte multe vârfuri. Tot românul la ora asta spune că PNCCD-iștii bătrâni care nu sunt de acord cu asta sunt securiști. Deja românul pune ștampile zi, noapte pune ștampile pe... Și din această poveste ați căzut într-o capcană care vă coboară... Afirmația că se opune. Nu este deloc adevărat. Pe atunci stați oricum prost la capitolul comunicare, că nu veniți să spuneți că nu se opune și că uitați așa facem și să o faceți corect, nu cu
pe la popi, da, și pe la ziariști în dosare, dar la demnitar nu, și cu comisie și cu paracomisie și după aia la județ și după aia la tribunal și la curtea toți, de apel. La toată toți, lumea, la toată pentru, lumea. Pentru că, domnul Dejeu, nu se mai răzbună nimeni astăzi. Nu. E o chestiune doar morală. Morală, absolut. Morală și atâta tot. Să știm și noi ce politician vorbește omului de și românilor astăzi. Absolut. Atâta. Absolut. Nu se mai răzbună cum vine domnul Galben. De unde a mai apărut și domnul Galben ăsta, care era mare specialist în comisie de SRI și de anii trecut și tăcea chitic pe el. Nu l-am auzit niciodată vorbind de securitate. Și pe care s-a pus toată lumea a pus ștampila pe omul care a semnat pentru securitate. Îmi pare rău că puneți întrebarea. Îmi pare rău. Întrebarea aceasta, de unde a apărut domnul Galben? Deja toată lumea, dacă e, numai nu vede semnătura domnului Galben pe angajament. Gata. Din cauza modului cum ați procedat în această poveste. Domnul Nistorescu, din cauza modului cum s-a procedat. Nu sunteți bune oameni politici dacă ați căzut victime, nu vă supărați. Aici dumneavoastră a spus punctul pe i. Dacă eu așa că este vorba despre o diversiune urmărită la adresa partidului, asta este perfect. Și de către cine diversiune? De către cine, domnul ministru? Reușit. Știți ce ați pierdut cu această dezbatere cât n-ați pierdut în 6 luni? Da, știu. Stați puțin, domnul Nistorescu. De către cine a fost pusă la cale această diversiune? Nu, vedeți, iar aruncați cu vorbele. Da. Da, arunc cu vorbele, pentru că este o conștiință a noastră că este vorba de o diversiune, inclusiv discuția aceasta care a fost anume iscată, nu de presă, ci de cei care au iscat. De Ticu Dumitrescu, la urmă. Până la urmă, dumnealui este în centru acestei deci discuții. A căzut în cursă Ticu Dumitrescu sau a fost cel care a provocat această... Eu zic că aceste discuții sunt provocate. Sunt provocate. Adică ideea aceasta a lipsei de voință, ba chiar a opoziției Partidului Național Țărănesc la elaborarea și promovarea unui astfel de proiect de lege, este lansată de domnul Ticu Dumitrescu. Ceea ce este un mare, un enorm neadevăr. Dar a prins... Păi stați puțin, de ce nu l-a sprijinit pe domnul Ticu Dumitrescu? Păi, pentru că adineauri, în intervenția telefonică, domnul senator Ticu Dumitrescu a spus foarte clar, am discutat acest proiect cu Corneliu Coposu, mă rog, după aceea l-a discutat cu domnul Diaconescu, l-a discutat în atâtea birouri permanente sau în ședințe în Convenția Democratică, dumneavoastră spuseseră puțin mai devreme că nu știa nimeni de el. Eu pot să vă spun, unde este adevărul? Eu pot să vă spun ce știu eu. Trebuie să știți că eu nu fac parte din conducerea politică a partidului. Eu pot să vă spun ce știu eu. Știu că s-a discutat la noi în BCCC, deci în conducere, că acest proiect a domnului Ticu Dumitrescu nu a fost prezentat partidului spre a fi discutat. Deci puneți la îndoială tot ce a zis domnul Ticu Dumitrescu. Eu vă spun ce s-a discutat acolo. Răspundeți la întrebarea mai devreme. Da. Cine a pus la cale această cursă, să-i spunem așa cum i-a spus domnul Cornel Nistorescu? Eu nu vă pot răspunde dumneavoastră cine a pus la cale această cursă. Vreau să spun... Păi și atunci de ce mai spuneți că e o cursă? Care este această cursă? Adică faptul că s-a făcut această afirmație la adresa partidului nostru a dus la consecințele pe care le-a arătat domnul Nistorescu. Nu ne-a dus încă toate consecințele. Eu prevăd că va avea loc și o mică rupere sau scindare din PNTC. Exact. Se urmărește probabil și acest efect. Ori cel care a lansat masiv această idee este domnul Ticu Dumitrescu. Dumnealui spune că partidul se opune, că partidul nu vrea, că conducătorii partidului nostru și-a nominalizat pe doi, pe domnul președinte Diaconescu și pe domnul Ionescu Galben, se opun un versionare. Păi domnul Galben chiar nu vrea ceva la accesul politicienilor. Domnul Galben se ferește de asta. Stați că vă spune ce spune domnul Galben, că domnul Galben se ferește de dosare ca de dracu, deși răspunde de dosare de vreo 6 ani. Eu vreau să vă spun, dacă vă interesează, că aceste amendamente pe care le-am redactat noi, le-a citit cu multă atenție domnul Galben și este... Dar domnul Galben ce-a devenit? Guru în materie de securitate al PNTCD-ului? Iertați-mă. Deci
Spuneți că le-a citit domnul înțeles. Galben, parcă e autoritatea supremă în materie de securitate a PNCCD-ului. Dumnealui este unul dintre vicepreședinții partidului nostru. A, în calitatea asta, credeam că el este eminența cenușie în materie de securitate. Este unul dintre vicepreședinții partidului nostru și, de ce nu, este președintele Comisiei de Supraveghere a Serviciului Român de Informații. Serviciul Român de Informații. Și vreau să vă spun că a citit aceste amendamente. Am și o întrebare, domnul Dejeu. Nu sunteți un PNCCD-ist de la vechi. Domnul Galben de asemenea. Chiar vechi. Domnul Galben a fost 4 ani. Deci sunteți om de bază al PNCCD-ului. Domnul Galben v-a spus... Ce v-a spus domnul Galben în cei 4 ani când a fost în Comisia de Supraveghere a SRI-ului? V-a spus ceva despre ce punea și ce se întâmpla acolo pe vremea domnului Măgureanu? Sau... A spus PNCCD-ului sau noastră personal? Sau v-a spus că e bine și e rost și merge strună informația în România? Mie personal... Ca să înțeleg eu cam cum judeca domnul Galbene atunci și cum judeca acum. Mie personal nu mi-a spus, n-am discutat aceste lucruri. Da, partidului ați auzit cumva să-i spună? Nu știu. Aha, dar pot să vă spun că după natura funcției de președinte acestei comisii sunt probleme confidențiale. Nu se fac publice. Dacă merge prost sau că e riscant ce se întâmplă acolo, a spus? Că asta nu e informație. Încă o dată vă spun, mie personal că mergea, n-am discutat aceste probleme. Nu știu dacă în conducerea partidului s-au discutat. Și a doua chestiune, în afară de cursa pentru riscați, după părerea mea, că acum nu vă pun o întrebare, îmi spun o părere și ea poate fi greșită, să ajungem și la acest capitol al dosarelor în arhivele fostei securități, la cea mai originală și ridicolă soluție din toate țările Europei de Est. Să fim din nou originali într-un mod care să ne facă să la ce, ne fie... La ce vă referiți? La acea comisie. Și cu diverse variante stupide, în loc comisia să simplificăm în Germania, lucruri... Comisia GAUC este formată din 3.000 de oameni. Comisia este și acolo. Mm-hmm. Ați auzit, domnul Istorescu? Deci, da, de altfel o să comisia la noi este din câți oameni formată, ei, domnul? Încă nu e determinat numărul. Nu e determinat. L-avem la telefon pe domnul Nicolae Cerveni, aseară în studio, azi la telefon, în această noapte la telefon. Bună seara, domnule Cerveni! Bună seara, domnule! De ce ați vrut să interveniți, domnule Cerveni? Păi, că sunt interesat direct în problema asta. Așa, vă rog. Vreau și eu să pun o întrebare domnului Tejeu. Da. Dar înainte de a pune întrebarea, să fac o mică considerație ca să-mi justific intervenția. Așa. Cred că dacă ar căuta o denumire pentru Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat prin asimilare cu un partid decimat, ca să spun așa, aș putea spune Partidul Decimaților din România. Acest partid a suferit... Decimaților. A, decimaților. Da. Acest partid a suferit cum nu se poate compara un alt partid mai mult decât acest partid politic. A dat martiri în țara asta de dimensiuni greu de asemănat cu altcineva. Și era cel mai interesat partid, absolut cel mai interesat partid în această țară, ca această problemă care se frământă din 1990 să treacă cât mai repede în Parlament. Problema asta a dosarilor securității. Legea asta nu este numai proiectul Ticu Dumitrescu. Proiectul ăsta este proiectul Ticu Dumitrescu și al unor reprezentanți de seamă ai societății civile, ca să spun așa, prin vocea lui Gabriel Licean. Cerven n-are un mare merit în chestia asta, pentru că n-am făcut decât să mă fac purtătorul de cuvânt al lui Gabriel Liceanu și a unor oameni din societatea civilă. În sfârșit recunoașteți că n-aveți un merit în asta. Poftiți? Zic, e un domeniu în care recunoașteți că n-aveți un merit. Păi da, am recunoscut întotdeauna. Să știți că în ce mă privește pe mine domnul Istorescu, eu știu să recunosc când am merite și când n-am merite. Când am merite, tac, iar când nu am, le spun. Aș vrea să facă mult lucrul ăsta. Și lucrul ăsta era foarte cunoscut. Și acum eu întreb pe domnul Dejeu, în momentul în care acest proiect a ajuns în Senat, a trecut prin comisia juridică și în loc să-și urmeze cursul normal, este întrerupt o intervenție a Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, care face niște declarații fulminante împotriva acestui proiect al lui Ticu Dumitrescu și nu era al lui Ticu Dumitrescu, așa, și face o propunere ca să facă un alt proiect, guvernul, să facă un proiect
Partidul Național Tărănesc a făcut și o comisie în acest sens, oprind cursul acestui proiect de lege. Și acum întrebare pentru domnul Dejeu, pe care îl considere, înainte de orice, juristul Dejeu, omul de drept Dejeu. Cui folosește oprirea acestui proiect să-și urmeze cursul pentru presupuse amendamente care puteau fi făcute foarte bine în plenul Senatului? Ați avut acolo reprezentant de seamă pe Dobrescu, care a condus această ședință. Toți juriștii dumneavoastră de seamă din Senat au participat la acest proiect. Pentru ce această stopare a acestui curs? Care este grija Partidului Național Tărănesc Creștin Democrat când va însărcina pe dumneavoastră să faceți un nou proiect, că acela nu e bun, și să-l înlocuiți pe al lui Ticu Dumitrescu și al celorlalți care s-au ocupat de acest lucru? Asta este întrebarea mea. Cui folosește această întrerupere a unui curs, a unui proiect, care trebuia să răspundă nevoie de adevăr în această țară? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, domnule Cerveni. Bună seara. Un avocat pune totdeauna de două ori întrebarea, aceeași întrebare formulată cu alte cuvinte. Da. I-aș răspunde domnului Cerveni printr-o precizare pe care a făcut-o și dumnealui și care este reală. Deci au trecut 6 ani de zile din 89 până acum și un astfel de proiect de lege care trebuia promovat n-a fost promovat. A fost promovat acum, după 7 ani de zile. Îi răspund domnului Cerveni printr-o întrebare. Cu ce se păgubește faptul că se mai amână cu o săptămână discutarea lui dacă 7 ani de zile n-a fost discutat? Pentru că este interesul tuturor, al nostru, al tuturor, ca în forul Parlamentului să fie puse spre discuție toate problemele care pot fi aduse în legătură cu această lege. Punctul dumnealor de vedere, punctul nostru de vedere și al altora eventual, pentru ca textele să iasă foarte, foarte bine, sub responsabilitatea Parlamentului. Eu sunt avocatul domnului Dejeu în acest moment și vă întreb, de ce n-ați mai așteptat dumneavoastră o săptămână și să veniți cu aceste amendamente în plenul Senatului? Pentru că și așa problemele pot fi puse pe două planuri. Domnul avocat Cerveni deja le-a și spus. Potrivit regulamentului, aceste amendamente pot fi propuse comisiei spre a fi avute în vedere, iar regulamentul spune, când este vorba de amendamente de fond, deci de substanță, ele pot fi discutate și în plen. Noi am socotit că pentru o mai temeinică aplicare asupra lor, inclusiv de către comisie, este bine să le aibă și comisia. Dar n-ar fi niciun fel de, cum să spun eu, piedică procedurală ca aceste amendamente să fie propuse și în plen. Ba, dacă doriți, există și o altă alternativă. Ele puteau să fie propuse și numai la Camera Deputaților. De ce toată această tevatură și atâtea variante? Asta întreb și eu. De ce atâta tevatură? Păi de ce întrebați dumneavoastră când dumneavoastră trebuie să dați răspunsul? Păi, credeți că este lumea în stradă din cauza dosarelor? Pentru că amânarea cu o săptămână a discutării acestui proiect nu este niciun fel de nenorocire pentru România, de vreme ce am așteptat 7 ani de zile. Domnul Dejeu, v-a jucat frumos. Mai degrabă această amânare este pretextul de discuții. Pentru că tot nu iese lumea în stradă din cauza dosarelor. Da, nu iese lumea nu. În stradă nu este. Nici din alte cauze. Nu este. Cum vă explicați faptul că în echipa dumneavoastră și în actuala perioadă în care sunteți o piesă importantă, se discută subiecte de mâna a cincea, a treia sau a doua, dar în niciun caz situația economică care este și care doare pe toată lumea? Că ajungem în aceste dispute, nu vă supărați cu punctul 2, cu dosarul, că până la urmă nu murim de foame în România din cauza punctului. Asta e la ordinea zilei, domnul Nistorescu. Exact. Da, a devenit la ordinea zilei subiecte care sunt toate alături de economie, de situația economică. Vă întreb. Păi, dar nu se pricepe domnul Dejeu la economie. Nu mă pricep la economie. Eu sunt jurist, dar pot să dau răspuns la întrebare. Păi dacă nu vă pricepeți, de ce dați răspuns? Pot să dau răspuns la întrebare, că nu trebuie să o dea economistul. Pentru că problemele economice se discută, guvernul le discută, pe marginea lor adoptă reglementările cuvenite, dar există această dorință de a bulversa, tendință dacă vreți, de a bulversa viața noastră politică,
de a pune în cauză partidul nostru. Dar vă spuneam, toată lumea în politică face scenarii. Toată lumea vrea, evident, să încerce o formulă prin care să pierde și să câștige ei. Da. Dacă nu reușiți să contracarați asta și deveniți victime, înseamnă că nu sunteți buni politicieni. Stați puțin, domnule ministru. Păi, spuneați că noi încercăm sau alții încearcă să pună Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat în poziții delicate, da? Că nu asta ar fi problema cu dosarele, problema prioritară. Dar problema cu casele naționalizate era problema prioritară, că au venit senatorii dumneavoastră, parlamentarii PNTCD-ului și au propus pe ordinea de zi această problemă. Această problemă este una dintre problemele care frământă societatea românească. Și de ce e mai importantă decât cea cu dosarele? N-am spus că e mai important. E mai important, domnul ministru. E mult mai importantă, pentru că e o chestiune de drept care ajunge. N-am spus ordine, că e mai importantă. Ordine atunci, de prioritate între ele. Atunci de ce a spus că tot pentru timpul... mine, de pildă, este foarte importantă această lege privind dosarele. Dacă vrem să purificăm din punct de vedere moral societatea, deși am mai arătat-o la ediția specială pe TV1, că este... Nu mă uit la TV-ul, este, domnul. Nu vă supărați că mai apărem și acolo. Nu mă supăr. Deci este un dezechilibru care se creează în societatea românească, pentru că informațiile care ne-au fost furnizate sub responsabilitate de către persoane competente arată că această lege nu se va aplica foștilor membri de partid, care este de presupus că au fost masivi informatori și colaboratorii securității și care rămân pe din afară. Și cu toate acestea, suntem de acord ca ea să funcționeze, pentru că atât cât se poate încă în societatea românească, și am avut o discuție și cu domnul Gabriel Leceanu pe această problemă și am căzut de acord, atât cât se poate să facem să însănătoșim climatul vieții noastre morale. Dar nu o să scăpați niciodată de responsabilitatea de a nu fi pregătit acest proiect în timpul opoziției, ca acum să vă puteți concentra pe subiecte majore. A fost de acord cu asta, domnul Leceanu? Este o problemă. Trebuie să vă spun că proiect de lege în legătură cu această problemă este de vreo 4 ani. Și din partea altor partide, după știința mea, și din partea partidului. Este și din partea PDSR, am chiar aici proiectul. Spuneți-mi, nu ați colaborat cu securitatea? Prin urmare, problema a fost discutată, pusă în atenția oamenilor politici, dar ea n-a putut până în acest an să fie promovată. Știți foarte bine. Domnule ministru, dumneavoastră ați colaborat cu securitatea? Nu. Nu ați colaborat. Deci nu ne paște vreo surpriză în ceea ce vă privește. Nu vă paște niciun fel de surpriză. Da. Haideți că mai avem câteva puncte de discutat, dar până atunci rog telespectatorul care a sunat la numărul de telefon 232141844 să închidă telefonul, că ne-a blocat o linie. Aveți posibilitatea prin serviciu special de la 2 și un sfert să scăpăm de omul care a blocat telefonul, nu? Să scăpăm, păi, în sensul să deblocheze telefonul. Nu avem, că trebuie să vă informez dacă este momentul aici, că 2 și un sfert nu are aparatura despre care vorbim. De ascultare. E dincolo. La știm noi unde. Puteți suna pentru concurs, ca să terminăm cu concursul, cu televizorul, premiu acordat de Jurnalul Național și Antena 1, un televizor color Thomas, la 230-3202 și îi rog pe colegii mei, când avem primul telespectator, să scăpăm de premiu repede și după aceea să dăm drumul la telefoanele acele aranjate de care mă întreba la începutul emisiunii domnul Dejiu. Domnule ministru, spuneți-mi, ce ați avut cu domnul Abraham? Nimic, ce s-a. Știți ce a apărut în presă? A apărut în presă următorul... Vreți să vi-l spun? Sau știți? Știu cam ce a apărut în presă. Nu știți. Deci a apărut în presă în ultima vreme. Așa? Că dumneavoastră l-ați demis pentru că vrea să vă bage o femeie în pat. Am citit și treaba, o aluzie, nu o afirmație. Da, ceva de genul ăsta. Nu o afirmație directă. Dar știți de ce s-a ajuns la astfel de lucruri? Pentru că dumneavoastră nu l-ați înștiințat. Ați anunțat la televizor că l-ați demis. Nu e chiar adevărat. Am văzut emisiunea pe care ați făcut-o dumneavoastră la acest post în legătură cu domnul Abraham și am rămas surprins cu câtă ușurință face emisiuni pe afirmația cuiva necontrolată. Am rămas foarte surprins. Deci dacă dumneavoastră credeți că ce spune cineva care este implicat într-o cauză este literă de lege, aveți dreptul să faceți. Inclusiv presa ia declarațiile de domnul întrebat. Abraham. Sigur, presa nu-i de vină dacă îi se dau anumite declarații.
V-am întrebat dar pur și simplu. Între acele declarații și adevăr, trebuie să puneți întrebarea dacă este linie de egalitate. Eu am întrebat. Ați participat recent la... A avut loc la Palatul Parlamentului sau la Casa Poporului întâlnirea Alianței Nord-Atlantice, exact. Da? Ați prezentat un raport acolo, da, în care spuneați, ați subliniat succesele poliției române. Da. Ele nu se datorează și domnului Abraham? Se datorează și domnului Abraham, eu nu zic nu. Se datorează și domnului Abraham. Domnul Abraham, înainte de a fi numit șef inspector al IGP, a fost la Direcția de Cercetări Penale. Nu, după ce a fost, vă întreb. Deci, după numirea în acest inspector... A făcut ceva sau? Eu nu pot să spun că n-a făcut nimic. Dar de ce l-ați făcut general și după aia l-ați demis? Păi, domnul Tucă, l-am făcut general pentru că în momentul în care s-a propus numirea de general, era în primele luni... Trebuia făcut mai mulți, așa. În primele... Osesc comentariile dumneavoastră. În primele luni ale acestui an s-a pus problema ca dumnealui și generalul și colonelul Langa, care este secretar de stat și care ocupă anumite funcții, este bine dacă îndeplinesc condițiile legale să fie făcut general. Și dacă vor lua examenul la care sunt supuși toți, să fie propus pentru a fi făcut și general. Și pe generalul Langa de ce nu l-ați demis? Nu l-am demis pe generalul Langa pentru că n-am găsit, nu ne-a dat prilejul unor motive care să stea la baza acestei... Puteți să-mi spuneți și mie, domnul ministru, vreun general român de la Plevna încoace care să fi ieșit pe la ziare și general în structurile militarizate, unde nu te apuci, că de bine de rău nu s-a demilitarizat poziția, da. Poliția. Poziția s-a demilitarizat. Poliția nu s-a demilitarizat. De când în istoria României există un general care, general subordonat, băia Razna s-a apucat și de pe unde apucă. Dar de ce îi aruncați la fileu, domnul? Trebuie să vă spun... Nu se poate, domnule, e aberant. De ce nu întrebați de ce l-a demis? L-a demis de mă poate întreba de ce l-am demis, deși cred că dumneavoastră, care sunteți foarte bine informat... Ați aflat motivele pentru care l-am demis. Nu cred o că să este... vorbim despre ele, domnul ministru. Nu vreau, cred că este noutate. Acolo. Dar ceea ce spunea domnul Nistorescu este o altă fațetă a problemei care m-a întărit în convingerea că bine am făcut că l-am demis. Bravo. Pentru că... de ce l-a demis? Pentru că domnul Dejeu nu spune. De ce l-a demis, domnul ministru? Pentru că avea alte păreri decât politica pe care o făceau. E conflict politic. Clar, domnul Abraham avea niște păreri politice, domnul Dejeu are altele. Și nu trebuiau găsite niște motive mai bine argumentate? Nu, mai corect era să spună de asta. Că ce, da. De ce să confecționăm motive? Mai vindem gogos societății românești? Dați-mi voie să desfășurați. Domnul Nistorescu, aceasta este părerea dumneavoastră. Da, și cred în ea foarte serios. Foarte bine. Eu vă felicit că credeți, pentru că îmi plac oamenii care cred în propriile lor păreri. Dar vă spun că nu acesta este adevărul. Bun, dați-mi voie să termin și eu cu concursul acesta, să oferim premiul televizor. Avem un telespectator. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți, doamnă? Dragomir Mihaela. De unde sunteți, doamnă? București. București. Care este titlul editorialului din data de 11 octombrie, bineînțeles, Jurnalul Național? Titlul editorialului este Ofițerul de Presă. Doamna, ați câștigat un televizor color și vă felicit. Mulțumesc frumos. Citiți Jurnalul Național? Da. Urmăriți emisiunea? De fiecare dată. Bun, atunci în regulă meritați televizor. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Bună seara. Bună vă rog seara. Să vă lăsați datele acolo și după aceea să eliberați firul. Sigur. Vă mulțumesc mult și încă o dată vă felicit. Telespectatorii au văzut și în această seară. E foarte simplu să câștige televizorul color. Dacă o să cumpărați în fiecare zi Jurnalul Național de vineri până joi inclusiv și răspundeți și prindeți fir liber și răspundeți la o întrebare. Ați văzut cât de simplă? Găsiți televizorul în evenimentul zilei. Câștigați ce să televizor să găsească în evenimentul zilei, că nici nu mai apare, am înțeles. Bun. Domnule ministru. Am râs. În primul rând, vă rog să vă corectați textul, pentru că ceea ce ați dat în evenimentul zilei e fals. Și eu am luat materialul dumneavoastră de bun și ați văzut că domnul ministru are cu totul alt articol, altă structură a articolului. S-a spus... Îmi pare rău că n-am discutat puțin despre această lege. Discutăm, stați puțin, că avem până dimineața venit. Oamenii sunt interesați. Discutăm. N-a rămas decât un singur punct, practic, să știți. Cel de acces la propriul dosar de securitate.
Că pe celălalt l-am discutat și ați explicat pe cazul meu. Da, ați discutat pentru situația celor pe care îi prinde această lege în posturi. Bun, vorbim și despre cei. N-am discutat despre cei care ar urma să candideze sau ar urma să fie numiți. Că există vorbim și imediat, aici hai o problemă. Să mai terminăm o dată pe domnul general Abraham. Dumneavoastră ați dat dispoziție ca acolo, la Valea Călugărească, să se intervină în forță și domnul general, spuneați tot dumneavoastră, n-a vrut să execute ordin. E adevărat? Trebuie să vă spun următorul lucru. La nivel de guvern s-a luat decizia ca în cadrul acestor mișcări sociale să nu mai fie tolerate blocarea căilor de circulație. Și la nivel de minister, de altfel și la recomandarea guvernului, a fost așa, pentru a realiza acest deziderat, să se epuizeze absolut toate modalitățile posibile de rezolvare a conflictului pe cale amiabilă prin înțelegere. Dacă, în ciuda tuturor eforturilor de a lămuri oamenii că nu este bine, că este nelegal, că, mă rog, există căi legale de exprimare a voinților, nu se realizează, atunci am dat și un comunicat în presă de alminteri înainte de evenimentele de la Ploiești, atunci oamenii... E clar că a fost dumneavoastră, dumneavoastră încercați să mă convingeți că dumneavoastră ați încercat să faceți politica guvernului și să nu mai tolerați astfel de manifestări. Asta e clar. Da. Domnul ministru, domnul general mă interesează da. Pe mine și în acest sens, dați-mi voie să vă răspund. Da. Deci, eu eram chiar la ședință de guvern și în acest sens, pe măsura evoluției lucrurilor la Valea Călugărească, după ce s-au epuizat măsuri, metodele acestea de convingere, am dat dispoziție pentru a se elibera calea ferată. Bun, și a îndeplinit aceste ordine, domnul general? Ei bine, eu am dat dispoziție care a fost transmisă și înregistrată în registrul de comandă la fața locului, în sensul în care vă spun eu, și domnul Abraham a dat dispoziția următoare. Să se epuizeze toate mijloacele de convingere, da. Dar nici într-un caz să nu se intervină pentru eliberarea. Și n-a făcut mai bine până la urmă că n-a folosit forță? Ba s-a folosit. Păi nu, niște gaze la eliberarea, primul. Păi vedeți. De s-a folosit? Sigur că da. Bun. Uitați cum s-a folosit. Ca să știți și dumneavoastră, ca să nu vă luați după ce se vorbește. Nu credeți cumva că s-au luat arma sau bastonul și mai departe. Până la urmă erau 20-30 de oameni care erau așezați pe cele două șine de cale ferată, mm-hmm. În clipa în care s-a dat ordinul, i-ați luat de mână și oamenii noștri s-au dus, i-au luat frumos de pe linie, i-au dat cum i-au luat? La o parte, da, nu fără niciun fel, în două minute, fără niciun fel de incident. Și s-au așezat dumnealor în dreptul sau pe lângă aceste linii. Păi și cum ați intervenit în forță, domnule ministru? Aceasta este intervenția noastră în forță, dacă vreți, pentru eliberarea acestor. Cine a spus că am intervenit în forță, să-și asume... Păi dumneavoastră ați zis adineauri. Iertați-mă. Nu, n-am intervenit în forță. Aceasta este intervenția noastră. S-a întâmplat... Păi înseamnă că n-ați îndeplinit ordinul pe care l-ați dat. Dar cum să nu? Dar ce e intervenția în forță? Ba e intervenție în forță, că dacă mai adică? Poliția de aici unde șed, domnul e minister, în forță. Dacă știam că sunteți cu domnul ministru în problemele astea... Păi nu să fie cu domnul ministru, să fie cu adevărul. Și văd că dumneavoastră încerc o luați să, pe lângă. O luați încerc pe lângă. Să ocolesc evident, adevărul. Evident. Nu, dar dacă treci pe stradă unde sau într-un loc pe dacă poliția, vine, dacă vine polițistul și vă ridică de pe acest scaun, este o intervenție pașnică, este cu bună ziua. Nu vă ia și vă duce într-altă parte? Dumneavoastră a spus puțin mai devreme da, că n-a fost o intervenție în forță. Adinauri, acum un minut, acum două minute a spus că s-a intervenit în forță. Eu nu știu ce da, să mai cred. Aceasta este, lăsați termenii, aceasta este intervenția care s-a făcut acolo. E o surpriză, nu? Da. Bine.